Bine ați revenit! Ultima întrebare a fost legată de calendar. Gândiți-vă la trei luni consecutive, să le spunem luna trecută, luna în care suntem și luna viitoare. Și presupuneți că aceste trei luni sunt ale aceluiași an, fac parte din același an. Și acum vă spun așa, dacă adunăm data ultimei zile de luni din luna trecută cu data primei zile de joi din luna viitoare, obținem suma 38. În ce lună suntem? Să vedem ce valori putem avea pentru datele celor două zile. În ce dată poate cădea ultima zi de luni dintr-o lună? Dacă luna are 31 de zile, să începem cu această variantă, în 31, în 30, în 29, în 28, în 27, în 26 sau în 25. În 24 nu, deoarece n-ar fi ultima zi de luni, ar mai fi una în 31. Și acum să vedem în ce dată poate cădea prima zi de joi dintr-o lună. Evident, poate să cadă în data de 1, în 2, în 3, în 4, în 5, în 6 și în 7. Nu poate să cadă în ziua de 8, pentru că n-ar mai fi prima, ar fi a doua zi de joi. După cum vedeți, nu putem obține suma 31 decât dacă ambele zile au data maximă, adică 31 plus 7. Doar așa obținem 38. Deci n-are rost să ne mai gândim și la luni cu mai puțin de 31 de zile pentru luna precedentă, deoarece avem nevoie de data 31. Așa că acum știm că ultima zi de luni din luna trecută a căzut în data de 31 și că prima zi de joi din luna următoare cade în data de 7. Dar asta înseamnă că mai știm ceva. Că luna în care ne găsim începe cu o zi de marți, din moment ce luna trecută s-a terminat cu o zi de luni. Și trebuie să se termine cu o zi de joi, dacă va fi joi din nou în data de 7 a lunii următoare. Să vedem atunci câte zile trebuie să aibă luna în care ne găsim ca să înceapă într-o marți și să se termine într-o joi. Completăm zilele lunii și observăm că luna în care ne găsim trebuie să aibă și ea 31 de zile pentru a se termina într-o zi de joi. Deci acum știm că luna în care ne găsim are 31 de zile. Dar, vă amintiți, și luna trecută a avut 31 de zile. Două luni consecutive cu câte 31 de zile se întâmplă numai în cazurile decembrie-ianuarie și iulie-august. Dar în întrebare era specificat faptul că lunile despre care vorbim sunt din același an. Așa că nu rămâne decât o variantă posibilă și anume suntem în luna august. O observație încă, structura calendaristică prezentată în această întrebare corespunde anului în care ne găsim, 2023. În calendarul din spatele meu puteți observa acest lucru. Întrebarea de azi mi-a fost sugerată de materiale video de pe internet în care se vorbește despre, nici mai mult, nici mai puțin, antigravitație. Așa cum se întâmplă de obicei pe internet, tot felul de inventatori, mai mult sau mai puțin geniali, pretind că au găsit o metodă prin care pot, dacă nu anula, măcar micșora greutatea unui corp. Adică, spun ei, pot cumva influența o forță gravitațională, forța cu care Pământul atrage un corp. Bineînțeles că, la fel ca în cazul dispozitivelor care produc energie și altor invenții de același tip, nici aceste dispozitive nu funcționează decât în materialele video.
Dovadă că este așa, este premiul Fundației Gâde în valoare de 1.000.000 de euro, puteți să-l căutați pe internet, care așteaptă de vreo 20 de ani să fie revendicat pentru o astfel de realizare. Dar, în mod ciudat, deși pe internet au existat de-a lungul timpului sute de dispozitive care puteau face astfel de lucruri, premiul încă nu a fost acordat. Probabil există din nou o conspirație a celor răi. Poate voi vorbi despre antigravitație într-un material din altă serie. Până atunci, voi spune doar atât. Din câte știm, e posibil ca gravitația să fie o altfel de forță decât celelalte, o forță de inerție. Iar forțele de inerție nu pot fi modificate decât prin modificarea masei, ceea ce presupune energii fantastic de mari. Așa că mai bine folosim o parte infimă din energia necesară pentru a modifica masa unui corp pentru a-l ridica prin metode clasice. Ultimele cercetări arată că antimateria se comportă la fel ca materia în câmp gravitațional, deci nici chiar folosind antimaterie nu putem obține antigravitație. Dar aș vrea să fiu bineînțeles. Nu spun că nu e posibil să existe antigravitație. Suntem încă departe de a ști totul despre gravitație. Însă în niciun caz nu vom afla mai multe făcând experimente acasă, în garaj, ci folosind instalații de o complexitate enormă și echipe de sute de specialiști din mai multe domenii. Ceea ce se întâmplă este că cei care pretind că au descoperit secretul antigravitației sunt de cele mai multe ori induși în eroare de efecte pe care teoria fizică le cunoaște de mult, multe dintre ele fiind foarte simple, de natură mecanică. Dar dacă nu cunoști teoria, ești păcălit de astfel de efecte și crezi că ai făcut descoperirea secolului. Întrebarea de azi are legătură cu un astfel de efect simplu, de natură mecanică. Este vorba despre un dispozitiv care în literatura de specialitate din limba română se numește pendulul lui Maxwell, iar în limba engleză este cunoscut ca Maxwell's Wheel, roata lui Maxwell. Când pendulul lui Maxwell coboară, energia lui potențială gravitațională se transformă în energie cinetică de rotație. Când urcă, avem transformarea inversă. Energia cinetică se transformă în energie potențială și dacă n-ar exista frecări, pendulul s-ar ridica mereu la aceeași înălțime și mișcarea s-ar repeta la infinit. Dar din cauza frecărilor, energia lui mecanică se transformă treptat în căldură și înălțimea la care ajunge scade în timp. Deci nici în acest caz, energia nu dispare, ci se transformă din energie mecanică în căldură. Niciodată nu dispare și nici nu apare energie. Dacă n-ați văzut pendulul lui Maxwell, ați văzut o jucărie care funcționează pe același principiu și se numește yo-yo. Acum putem să trecem la întrebarea noastră. Presupuneți că avem un pendul Maxwell și mai presupuneți că acest pendul este pus pe un cântar, un cântar de baie, așa cum vedeți în desen. În fine, să presupunem că pendulul este în repaus și cântarul ne arată acum masa lui și a accesoriilor, să spunem, ca să fie mai simplu, 10 kg. Și întrebarea este următoarea. Dacă punem pendulul în mișcare, ca în film, va arăta cântarul aceeași masă în timpul urcării și coborârii roții lui Maxwell? Dacă răspunsul este da, ați terminat. Dar dacă credeți că nu, atunci vă rog să spuneți dacă masa arătată de cântar va fi mai mare sau mai mică de 10 kg când pendulul este în mișcare și dacă depinde sau nu de sensul în care se mișcă pendulul, adică urcă sau coboară. Succes pe săptămâna viitoare!